Modificările repetate la plafonarea facturilor au creat confuzie în rândul românilor care încă primesc mii de facturi greșite, pentru că nu știu care este procesul de constatare, contestatare și cum să evite plata lor. Ei iau cu asalt instituțiile statului. Iată care sunt pașii de urmat în astfel de cazuri. Avem aici două facturi la curent. Pe una dintre ele vedem o sumă de 2032 de lei și 78 de bani pe o perioadă de facturare de 2 luni. Pe cealaltă însă avem o sumă mult mai mare, de peste 50.000 de lei, iar perioada de facturare este mult mai mare, din 2017 până în 2021, adică 4 ani. În cazul în care avem o factură greșită, pașii de urmat sunt foarte simpli. În primul rând, verificăm indexul și anunțăm furnizorul despre greșeala comisă, ca să vedem ce soluții ne propune acesta. Primul pas este să notificăm furnizorul, să-i cerem să ne pună la dispoziție metrologia contorului, să vedem exact care este indexul și nu în ultimul rând, poate că cel mai important, este să vedem care a fost prețul pe care ni l-a aplicat. După ce este notificat furnizorul, trebuie anunțate autoritățile competente. În cazul în care situația nu poate fi rezolvată prin intermediul furnizorului, există două instituții la care putem apela. Prima este ANRE. Aici pot veni atât persoanele fizice cât și cele juridice. Aici este cea de-a doua instituție, adică ANPC, unde pot veni doar persoane fizice. Conform reprezentanților, încă sunt mii de solicitări la ANPC. De aceea este foarte important să ne asigurăm că am vorbit cu furnizorul înainte. Au un formular pe pagina noastră de internet unde pot depune sesizare și atașa documentele probatorii. Colegii noștri în 30 de zile plus o marjă de siguranță în caz că întârzie, nu știu, corespondența cu operatorul economic, au obligația să răspundă consumatorilor dacă sau nu se confirmă cele semnalate și care a fost decizia. Consumatorii care au facturi greșite pot evita plata acestora în momentul în care se adresează ANRE. În cazul în care nu putem rezolva problema prin intermediul pașilor descriși, ne putem adresa unei instanțe de judecată.